nici ei lacom, nici bețivi, nici defăimători, nici drăpărețe, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost pălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprigăniți în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Amin. Vă rugăm să le ocupați locurile. Mă bucur să fiu în seara asta împreună cu dumneavoastră la invitația fratului Simpiu, un om pe care am încercat să-l refuz și nu pot. N-a fost în adunarea asta niciodată, am înțeles că nici nu e de mult adunarea asta. Așa mi s-a spus pe drum de la aeroport în coace. Nu știu dacă pe fratele Adimolu să-l cunosc, ne-am mai întâlnit pe la Cluj, la o slujire, în rest, văd acolo, la zintre, aceia sunt prieteni cu noi, deja, dar în rest nu vă cunosc, dar vă știe Dumnezeu, Domnul vă binecuvânteze. Mă bucur să fiu în seara asta aici, mi-a plăcut de îndemnul care l-a dat fratele vis-a-vis de cunoașterea Domnului, că e un lucru foarte important. În Ioan 17:3, de altfel, însăși Mântuitorul spunea, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Când vorbim de cunoașterea aceasta, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16, Pavel spunea că dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, că e o treaptă a cunoașterii. Acum nu mai cunoaștem așa. O cunoaștere în felul lumii nu este întotdeauna păcătoasă sau rea, dar nu este suficientă. Trebuie ceva mai mult. În Marcu, în capitolul 2, versetul 8, spune Biblia că îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Există o cunoaștere prin Duhul, când Duhul Sfânt ne-l descoperă pe Dumnezeu. Și Pavel spunea în Efeseni 1:17-18 acolo, și mă rog Tatălui Domnul nostru Iisus Hristos să vă dea un duc de cunoaștere și să vă lumineze ochii inimii. Asta, cunoașterea prin Duh, e foarte importantă, când Duhul Sfânt îl descopere prin revelație. Știți întâmplarea din drumul Emausului, când doi ucenici călătoreau împreună cu Domnul? În Luca 24, cu un verset acolo, nu știu, 16 spune parcă, dar ochii lor erau îngreunați, erau închiși, nu-l cunoșteau, nu l-au văzut. Dar în Luca 24:45 spune, atunci li s-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Aș dori în seara asta Domnul să ne deschidă mintea și să-L cunoaștem prin Duhul pe Dumnezeu. Amin? Și există o a treia formă de cunoaștere. Fratele vorbea despre asta. Cunoașterea prin experiențele personale. Știți, în dimineața Învierii, pe Marul Genezaretului, au pescuit 6 oameni toată noapte, n-au prins nimic. De pe mal, Domnul dimineața le strigă, copilașul, aveți ceva de mâncare? Și ei spun, toată noaptea ne-a trudit, n-am prins nimica. Ei nu îl cunoșteau pe Domnul, era mult, departe, undeva pe țărm. Și atunci Domnul spune, aruncați pleașa în partea dreaptă, au aruncat și nu mai putem scoate din mulțimea peștilor. Și atunci Ioan se pleacă spre Petru și spune, e Domnul, dar ce s-au apropiat din mal? L-au văzut mai de aproape? Nu. Ei în Luca, în capitolul 5, au mai experimentat o pescuire minunată. Era o cunoaștere pe bază de experiență. Ăsta câteodată e și rostul încercărilor în viața noastră. Că în încercare, noi ne cunoaștem mai bine cu noi, totdeauna. Toată are o părere așa de bună despre noi și când vine o ispită, o încercare, vedem maturitatea noastră, ne cunoaștem pe noi. Dar în al doilea rând, în încercare, îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Da. Și în al treilea rând, rostul încercării este să ne califice să slujim altora. Tu, dar, caută să te înfățișezi, da? Timotei 3, ca un om încercat. După ce am trecut prin încercare, știm să slujim oamenilor încercați. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Pentru că sunt întâiași dată aici, în adunare, și ni s-a spus că adunarea asta s-a deschis ca o nevoie, că a avut o prăpășire până acum destul de frumoasă și rapidă,
Că în adunarea asta și-au găsit locul unii care mergeau departe, pe la alte adunări, și că eu binecuvântare, eu mulțumesc lui Dumnezeu. Amin. Că domnește pacea între voi, e un lucru bun. Dar nu de mult am fost în Germania și am observat că la frații noștri din diaspora, acum în Germania, apar tot felul de neînțelegeri între români, tot felul de fracțiuni, tot felul de ruperi de biserici, care nu se justifică întotdeauna. Orașul de români în care sunt 6-7 biserici. Și le-a spus, măi, care-i motivația? Unde sunt liberali? Păi să se ducă liberali într-o parte, conservatori într-o parte, hai să mai fie, vă doi, un purgatoriu, nici conservatori, nici liberali, dar de ce 7? Când am fost ultima dată în Londra, un frate spunea că în Londra sunt 42 de biserici de români. Eu nu le-am numărat, nici nu le știm. Unde se justifică? Am fost în adunări cu sute de membri. Dar unele nu se justifică. Unde s-au făcut numai pe cineva un spișor. Au avut o grupare, s-au ordinat, s-au avut o intitulat. Și toate fracțiunile astea, sau pe terenul ăsta, înflorește un păcat de care aș vrea să vorbesc eu în seara asta, care l-am întâlnit nu aici, nu, la minute de când am venit aici, l-am întâlnit în multe adunări din Germania. Și apoi predica nu are numai rol de corecție, mai are și rol de prevenție. Să nu se întâmple asta la voi. Care-i păcatul acesta? Am citit câteva păcate aici și uitați-vă ce păcate grosolane, ce companie mizeră, curvat, închinător la idol, prea curvat, malahit, sodomit, hoț, lacom, bețit, defăimător, răpăreț. Din toate păcatele astea, oare care ar fi cel mai mic? Este mare toate, nu? Dar eu m-am gândit, băi, curvar, prea curvar, malachii, sodomiță, defăimător, răpăreți. Eu m-am oprit la păcatul sau la acea categorie de oameni numiți defăimători. Este un păcat amendat grav de Dumnezeu. Să știți că astfel de oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acum să vă spun dumneavoastră, ori ești curvar, ori de făimături, același lucru. Nu îmi permis să spun. Dar vreau să spun că ambele categorii de păcătoși, așa, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Păcat amendat grav de Dumnezeu și tolerat la dumneavoastră noastră. Un păcat practicat. Mai ales pe fondul unor scindări și a unor neînțelegeri. Că la un moment dat, dintr-o adunare s-au făcut 4, cred că m-au avut să le vizitesc toate, nu tare de mult, și fiecare se plângea de celălalt. Cât îți de cu dreptate ei și cât îți de cu strâmbătate ceilalți. Și cât a fost de justificată despărțirea lor. Deci mi-am propus să vorbesc în seara asta ca și prevenție, vă spun, nu corect, că poate, nu știu, este un defăimător aici? Un frate care vorbește de rău, o soră care a vorbit de rău, este aici la adunare? Nu este, foarte bine. Hai să vorbim așa, preventiv, să nici să nu fie. Știți ce se întâmplă? În adunările care sunt la început, am întâlnit multe cazuri, multe. Toți pleacă cu pace, cu zână, dar unii de ei au un gând ascuns că vor prinde o slujbă. În momentul când nu prind slujba asta, când se stabilizează un pic adunarea, cărmuirea, ordinările, cei care au rămas pe margine, au mare ispită în nemulțumirea lor să vorbească de rău. Să defăimeze pe ceilalți. Pentru că defăimarea este ca este o urmare a invidiei, pisma. E sinonim în Sfânta Scriptură, da? Deci, din invidie, suntem mușcați de șarpe să vorbim de rău cu cineva.
sau din răzbunare, putem să vorbim pe cineva de rău ca o răzbunare a noastră. De fapt, ce este defăimarea? În dicționarul explicativ în limba română, întreb că defăimarea sunt câteva explicații. Prima, a vorbit de rău pe cineva. Sau a vorbit de rău ceva, o acțiune. Să vorbești de rău ceva ce se face, înseamnă defăimare. Tot defăimare înseamnă a compromite pe cineva. Avea o acțiune prin care să-l compromiți pe fratele tău ca să se descalifice. Și tot a defăima înseamnă a nesocoti, a înjosi, a ignora pe cineva, a trăta cu dispreț. Asta înseamnă defăimare. Pentru că păcatul ăsta nu-i sancționat în adunări. Nu-i sancționat. Eu n-am văzut un proces verbal, pus de bar, ca de vremător. Dar e sancționat de Dumnezeu, am îndemnul acesta să vorbesc în mod preventiv, Doamne ferește, să nu apară între voi vorbirea de rău și de păimare. Să ne păzească Dumnezeu și să ne păzăm și noi. Amin? Când am cercetat eu problema defăimării, cum lucrează diavolul, am văzut că defăimarea asta are niște ținte. Niște ținte bine stabilite și acolo lovește săgeata defăimării. Care sunt țintele acestea? În primul rând, slujba. 1 Corinteni 6 cu 3, da? Spune, noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie... Nu e 1 Corinteni 6 cu 3? Nu, e 2 Corinteni 6 cu 3. Hai ca să vorbim exact cu Scriptură. Da? Noi nu dăm nimănui niciun prilej, 2 Corinteni 6 cu 3. Iertați, eu n-am nicio schimță, nu e cine mi-aduc aminte, n-am, Domnul mă ajute. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba, în primul rând, diavolul, are ca țintă slujba cuiva. Maria a făcut mult bine lui Moise. O riscat printre trestiile de limarul Nilului, coșulețul de papră, putin la fata lui Faraon, o plăscut pe Moise. Și-o trăit bine Maria cu Moise, cu Aron, frate. La un moment dat, Aron e conducător. Și Maria îl vorbește de rău. Știți întâmplarea când a vorbit de rău, când Domnul s-a supărat, a umplut o lepră, 7 zile, tabăra a stat pe loc. De ce? Moise, da, numai pentru tine vorbește Domnul. L-a vorbit de rău numai pentru că era conducător, doar Moise nu era mai păcătos acum ca înainte. Nu? Era fratele ei. Frații mei, am întâlnit în adunări de multe ori, frați care au copilărit și au petrecut tinereța împreună, au avut o relație și o părtășire duhovnicească bună. Eu știu frați care se vizitau în familie, care se tundeau unul pe altul, care luau masa împreună, până când unul din acei doi a fost ordinat presbiter. În momentul când unul a fost ordinat presbiter, celălalt a vorbit de rău și l-a defăimat până în ziua de asta. De ce? Doar nu-i mai păcătos după ce l-ai pus presbiter. Dar diavolul, prin defăimare, țintește slujba. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba, rețineți, să nu fie defăimată. Am întâlnit și pot să vă dau nume, dar nu vă ajută și nu le dau, frați de corp, dar mai multe cazuri în care frați de corp se ceartă de la conducerea adunării. În diaspora, doi frați de corp au rupt o adunare. În două. Unul și-a luat o parte, alții alta. Eu am fost acolo. Eu acum de oricum lucrez ca secretar în cadrul cultului pentecostal în comunitate de socială. Și printre altele gestionez 436 de biserici. Știți că avem mai multe perechi de apostoli în ghilimele, dacă Iacob și Ioan,
care vin la noi la birou și se ceartă? Care au făcut dosare și ne-au trimis până la comitetul executiv să-i revocăm pentru că nu se înțeleg. Iar m-am văzut, măi, oameni buni, măi, ați făcut un piept, măi, ați dormit cu un veniț cu o plagă, măi, de la ce vă certați? El nu-i bun de păstor, ăsta el nu-i bun de presbitic, este ordinat. Asta face defăimarea. Slujba întotdeauna este ținta defăimării. Și aici începe invidia, aici începe vorbirea asta de rău. Poți să fii defăimat și să vorbești de rău pe unul care începe cântări la lunare. De ce e? Și nu e. Unul care predică. Nu mai spun unul care e conducător de adunare. Săracul din cauza slujbei primește multe săgeți din asta. Uitați-vă la Saul, Saul fiul lui Chiș. Un om vitează, un om apreciat, un anonim până la un moment dat. Până când zis sorți pe el. Și atâta era de timp omul ăsta s-a ascuns între vasă, l-a căutat, l-a pus împărat. Când l-a pus împărat, unde nu vorbi de rău? Ce ne ajută pe noi asta? Dar ce Saul era mai păcătos azi decât ieri? De ce el n-a spus nimic de Saul și azi îl vorbiți de rău? Pentru că l-a fost pus. Există ispita asta ca să defăimați și să vorbiți de rău pe cei care au o slujbă în adunare. Nu vorbesc de Apostolul Pavel. El în 2 Corinteni, capitolul 5, dar de la 4 începând, el de fapt, noi acolo predicăm la mormântări, știm că dacă îți face casă pământească, corpul nostru trupesc, avem în cer la Dumnezeu o clădire care nu e făcută de mâini, ci este vertică, și începe, nu mai continuăm, da? Ei, acolo el de fapt își apără slujba lui. El are niște argumente prin care își apără slujba și modul lui de a trăi. Ce spune 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel spune, eu cred cu tărie în existența cerului și a unui vieți dincolo de moarte. Asta era un argument al lui Pavel. Dar Pavel a fost contestat. Unii au spus că nu-i păstor, unii că nu-i apostol, unul că nu-i ucenicul Domnului și el a trebuit să justifice pentru ce a bățit toată defăimarea asta. Pentru că a fost pus în slujbă de Dumnezeu. Dar slujbele nu le dă oamenii, frate. Slujbele le dă Dumnezeu. 1 Corinteni 12 cu 18 spune și El a pus pe fiecare după cum a vrut. Pe unul l-a făcut proroc, pe unul l-a făcut păstor, pe unul l-a făcut cântăreț, pe unul mijlocitor, pe unul cu alte daruri. Darul le primim de la Dumnezeu. Și atunci, de ce noi să îi pismuim pe aceia care sluși și să fim ispitiți să îi vorbim de să ne păzească Domnul. Amin? Există multe aplicații bisericești, am multe exemple de astfel de păcate, de oameni care au fost pismuiți, vorbiți de rău, numai pentru că Domnul i-a ales într-o lucrare. A doua țintă a defăimării, am spus eu, sunt meritele cuiva. Că între toți frații sunt și oameni meritoși. Dumnezeu i-a ajutat, Dumnezeu i-a păstrat, Dumnezeu i-a calificat într-o slujire și oamenii ăștia au merite. Când vorbește de vitejul lui David, spune de Abishai, în Cartea Cronici acolo, era cel mai cu faimă dintre cei trei. Vitejia lui nu pot explica. Eu chiar m-am gândit mult, unul a învârtit o suliță pe 800 de oameni și i-a omorât. Nu știu, ori era ăsta un uriaș, nu știu. Dar ăsta a învârtit o suliță pe 300 de oameni și o omoră pe tăți. Probabil că în aceeași bătălie, în aceeași luptă. Era un om cu faimă. Și pentru că el avea faimă, vin defăimători ca să-ți iei din faimă, din meritele tale. Pentru că unii sunt defăimați pentru merite. Din Solomon spune că faima lui s-a dus până în părăteasa din semă. În Estera 9:4 spune că Mardoheu era un iudeu cu faimă între ceilalți. Deci Mardoheu a avut niște merite, Domnul. De la spânzurătoare pregătite de Haman și până la locul 2 în împărăție, după Ahasverus, omul ăsta a avut coloană vertebrală. Omul ăsta a luptat pentru iudei și era cel mai cu faimă. Sunt în adunare oameni
aleși de Dumnezeu. Oameni puși de Dumnezeu în lucrare, care și-au câștigat într-un fel un respect. Mi-aduc aminte de o întâmplare dintr-un sat de la noi, era un frate, un bun slujitor, trăiește în America de 70 ceva de ani. Bun predicator. Cineva spunea că la 18 ani avea citit toate cărțile din Biblioteca Centrală. Deci un monument de cultură, un bun recitator, de ce deschidea Scriptura, citea un verset și vorbea o oră de acolo. Foarte solicitat, la mormântări, la predici, la evanghelizări. S-a făcut o răzmeriță la adunare și l-a dat jos. Și s-a pus un alt grup de frate. Și în seapă ce era o arsă o casă. Și grupul de frați s-au dus într-o adunare mare să solicite un ajutor. O spus, frate, noi suntem comitetul și vrem să ne ajutați când eu am o casă într-o familie. Și conducătorul și comitetul de acolo spune, da, vă ajutăm, dar vrem să stăm întâi de vorbă cu fratele Andrei, Andrei îl cheamă, să vedem ce spune el. Așa s-au supărat de tare ăștia, că ne-au venit înapoi în localitate, nu s-au dus acasă, s-au dus la Andrei la poartă. Băi, ce am puteți cu tine, măi? Cum adică noi comitetul, noi conducători și noi nu puteți de vorbă cu Andrei întâi? Dar cine ești tu, voi, Andrei, măi? Și răspunde, măi, oameni, când eu am fost cu voi, Andrei este un om care ani și ani de zile o slujit prin ploaie, prin vânt, care a fost bașocorit, care a fost prigonit, care a fost vorbit de rău, care nu s-a odihnit ani și ani de zile. Ăsta e Andrei. Și acum, dacă frații v-au spus să întrebați, care e mila mea? Sunt oameni care au unele merite. Și în momentul când ai merite, vine diavolul ca să te defăimeze. Să se ceva din meritele tale. Gândiți-vă dumneavoastră, m-am gândit întotdeauna la Iosif, fiul lui Iacob. Ce băia cu minte, ce om pocăit, cât de ascultător. Și cât de încercat, cât de vorbit de rău, vine visătorul. Eu vă întreb, avea Iosif vise de la Domnul? Avea, Domne. Și când m-am văzut fratelui, vine visătorul de viză. Hai, ne întoarce visătorile. De ce să-l vorbești de rău dacă are lucrări de la Domnul? Iosif avea merite. Și pentru că avea merite, era vorbit de rău și de făimat. Sau dacă vreți, merite la cel mai mare defăimător din univers. Se întâlnește la o întâlnire de lucru, și îl întreabă Dumnezeu, de unde vii Satana? Păi vin din putrăirea cu pământul. Pe Iov l-ai văzut, nu-i nimeni ca el, neprihănit. Avea Iov merite? Avea, frate, avea. Era în țara Uță, om. Știți, Iov 1 cu 1, da? Și 1 cu 2. Și pentru că avea merite, vine diavolul. Da, stai un pic. Și începe să vorbească de rău. Frați, de aici din adunare. Surori din adunare, care aveți la Domnul un da sau un ha, care slujiți și slujiți bine, să nu vă mire că cineva vă pismuiește. Și să nu vă mire că cineva vă vorbește de rău. Că vorbirea asta de rău, câteodată știți cum e. Nici nu trebuie să vorbești de rău, numai trebuie să îi induci la cineva sau pe vorbește altul de rău. Ținta de făimări, slujba cuiva, meritele cuiva și intențiile cuiva. Poate n-ai niciun merit, numai ai gândit ceva, ți-ai exprimat intențiile bune și nu știu cât s-ar împotriva ta. Dar de ce? Că vrei să faci ceva bun și că nu mi-o dai nori prin cap să fac așa ceva. Eu am exemplu lui David, fiul lui Ișai. Că îi spune, tata, să mă duc pe câmpul de bătaie și vezi ce fac frații tăi, acolo înseamnă el 17, se duce, stă de vorbă, Eliab nu-i spune nimic, Șama nu-i spune nimic, mănâncă brânza lui tată, să-și cu mămăligă și cu ceapa adusă, că era un război și erau plămâns, și tot a fost bun. Pe când se vreau masă și îți schimbau ei politeți, s-aude strigătul la amboarea terenților. O ești Goliat. Și David întreabă, cine e ăsta? Și ei se spune. Și mai întreabă pe unul. Și avea intenție să se ducă să poartă cu Goliat după râna lui.
Și atunci ia el întrebări, ce cauți aici? Și cu cine ai lăsat tu acele puțini oi? Știu eu mândria inimii tale, ai venit să vezi lupta. Nu mai am venit să-ți aduc doi cași, o bucată de mămăligă, de asta am venit. Cât ai mâncat, a fost bine, n-ai comentat și nu te-ai luat de frate. Când ai văzut că ăsta se remarcă, se duce, se lupte, îl trimiți acasă, că e mândru și că pierdu oi. Eu am observat și am întâlnit în multe adunări când intențiile cuiva sunt amendate prin defăimare. Dar ce trebuie să faci? Cineva vrea să facă stăruință. Păi nu reușești, mai nu vă cu stăruință, dar nici nu e bunul pentru asta. Altul a spus, hai să facem un grup. Eu m-am ocupat acum la noi, în adunare, să fac un cor de fete, un grup de fete. Pentru că avem foarte multe fete, mai puțin băieți, băieți din Germania, și cineva băieți spunea, băieți de treabă, mai puțin, nu vin. E când a început să fie, să cânte din cor și să cânte frumos, o mai părut vreau să cânt și eu, aș veni și eu în grup. Dar la început, când m-am chemat, nici una nu venea, știți? Așa cum în bătălia lui Cumea, lui Gedeon și-a lui Cea, și-a lui Iefta, când au avut ceartă aceia mari, când m-am chemat, n-ați vrut să veniți. Și după ce am câștigat biruința, am luat întrebări de ce am făcut. Intențiile pot fi amendate de oameni ferești plin de făimare. Neemia vine de la Susa, cercetează zidul, este de vorbă și nu-i mare vorbă făcută. Când s-au apucat să zidească zidul, au ridicat vocea, dobea și s-au apărat. Ce faceți, măi, acolo? V-ați apucat de zidit? Păi dacă sunt eu vorbi pe zidul vostru, tărâmă, mă. Știți de ce au început să defăimeze? Pentru intenția de a rezidi zidurile. Eu asta le spun în ideea ca nu cumva unul din noi să fie ispitit într-o adunare care se formează, care se așează, să fie ispitit să defăimeze slujba cuiva, meritele cuiva sau intențiile bune a cuiva. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin? Vis-a-vis de defăimare, mai am un gând. Ce facem noi când suntem victime? Când suntem defăimați? Că în asta constă, de fapt, și maturitatea noastră, pocăința noastră. Apoi ce facem? Revin la versetul din 2 Corinteni 6 cu 3. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire. Așa slujim ca să nu fim un prilej de poticnire pentru cineva. Adică așa suntem de corecți înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu ca să nu dăm prilej. Că de foarte multe ori să ne ierte Domnul, noi înșine dăm prilej de primare. Și poate că frață nu-și permise de faime pe noi așa de tare. Poate am avut o altercație cu copiii mei, o crescut. O crescut, am doi la facultate, unul la liceu, doi se termină generala. Și ce m-a luat într-o seară? Tata, nu ești așa de pocăit, nu te dai tu. Și au început să-mi spună niște vorbe. Nevasta ținea cu dânsa, ascultă, că au dreptate. Și că ei nu-ți permit nimeni să te spună când te supere în adunare, nici un frate nu spune, dar copiii tăi spun mine. Eu nu, n-am crezut, așa. Dar după aceea m-am dus, băi, eu un pic dreptate, știi? Un pic, eu sunt băieță, să fie dreptate, că așa cum te judecă copiii, nu te judecă nimeni. Și m-am gândit, noi acolo am greșit, acolo am greșit. Eu n-am recunoscut, n-am spus, tot cum să recunosc, n-am greșit. Nu, dar m-am gândit eu, măi, eu am făcut greșeli în slujire și m-am întrebat, frate, Dragoș, află de când slujești ca mulți, măi, am greșit de mult. Dacă ți-ar întoarce ani înapoi și slujirea, unele greșelile mele nu le-aș repeta. Dar atunci le-a făcut din râmnă cu un cuget curat, deci n-am greșit voit să ne dreptățesc pe cineva, nu. Eu am o predică din Iacov 2. N-am predicat-o niciodată, o am făcut de ani de zile, am primit-o, în 5 minute am scris 3 hârtii, acolo spune, frații mei, să nu țineți credința în Domnul Iisus Hristos cu căutare la fața omului. Ați auzit o predică de aici?
Eu am o predică primită, dar n-am predicat că nu știu de la cine am primit. Atât eram din mânios, când rânduiam la unei biserici o respectată până la un om, când a venit un om mai cu vază, s-a călcat rânduiala și i s-a făcut mofturile și după aceea i s-a pus înapoi rânduiala. Și eu m-am dus acasă, m-am dus un pic să nu ținem și trei foi am scris. Încă n-am predicat, mă gândesc, nu știu de la Domnul, oare a fost aceea, sau de la supărarea mea, de la firea mea. Eu niciodată n-am încercat să ne dreptățesc pe cineva. Dar în mod involuntar am greșit de multe ori la intercață. Și cu cât îmbătrânesc, parcă mă mai convințesc. Mi se mai duce de râm în aceea și eram o tineresc și tot mă rog Domnul să-mi dea înțelepciune. Dar noi trebuie să slujim într-un așa fel ca slujba noastră să nu fie defăimată. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și apoi în al doilea rând spune Matei capitolul 5, un verset acolo care îmi place, hai de cât la 10, la 12, hai să și citim, poate rămânem cu el. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oameni vă vor ocărâi, vă vor prigoni. Vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărat împotriva voastră. Când sunt vorbit de rău pe nedrept, eu cred că este o fericire. Ați simțit odată fericirea asta? În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10, parcă, spune cuvântul Domnului acolo, simt plăcere în defăimări, în prigonit pentru Hristos. Care din voi simte plăcere în defăimări? Și te vorbească careva de rău și eu spune, oh, ce mă bucur, Doamne, așa o plăcere că frață m-a vorbit de rău. Când ajungem la versetele astea? Știți că în Sfânta Scriptură sunt versete la care eu m-am oprit și am spus, Doamne, eu nu știu cum fac cu versetele astea. Că nu le-am împlinit până în ziua de asta. Eu, în slujirea mea, am avut momente când s-a împlinit versetul ăsta. Simt plăcere în defăimări. Pentru că luptam pentru o cauză dreaptă, luptam pentru o cauză sfântă, mulți erau împotriva mea și am spus, Doamne, Tu mă cunoști. Când mai venea câte o lovitură, parcă am ajuns să mă bucur. Dar nu e ușor. Altădată când mi-am vorbit de rău, uit un frate și mă mândea, frate, dragul, scrie-mi bine, dacă e vorbit de rău, bine, te bucur, ține, spune, dar mai e tu bucuria asta, mi-o dat, stăți, mă grăiți de rău, mă bărfiți, așa, și la urmă mă mândeați, bucur, dar luați-mă și cum e bucuria asta. Știți, spune eu, în altă treaptă de maturitate, în pocăință, și acum vine Domnul Iisus, spune, tot așa au pregonit, pe prorocii care au fost înainte de voi. Deci când sunteți vorbiți de rău, pe nedrept, sunteți defăimați, nu ripostați, nu scoate sabia, mai degrabă bucură-te și mulțumește lui Dumnezeu. Sunt în adunare așa niște pietre de polizor puse ca să ne șlefuiască colțurile noastre de slujitori. Și apoi câte unul vine și te înfrundă și nu-i bun. Dar până la urmă dai seama că a fost pentru tine. Domnul ne testează pocăința. Eu mă duceam de multe ori, o lună de serie, la magazin, la o parcare mare, așa de aglomerat, m-am învârtit nu știu câte ori luată și nu găseam un loc. Dar omul am văzut intenția unui șofer de a pleca, am oprit în spate, mi-a spus, Domnul, ești șef de aici? El dar putea cum mai am. În cum fuma o strânță, care o bărat, și când se mă bag eu, vine altul mai mult față mea. Eu stau acolo la rând, semnalizat, dar nu mai spus, Domnule, dar nu vreți că eu stau, e omul, nu iau pe pălării. El spune, am vrut să-i spun ceva, dar care i-a pocăit rămâne, dar dacă mă cunoaște? Dar dacă mă cunoaște, că eu sunt frate, dar nu știu care predică, că spui, băi, bă, ce cu tine? Băi, așa de tare m-am supărat, am vorbit singur nu știu cât. De la ce am în bun? De la un loc de parcare? Până la urmă, ea am lăsat altă parcare. Dar noi de multe ori ne credem grozav și falimentăm în lucruri. Dacă suntem vorbiți de rău, când suntem nedreptățiți, hai să facem cum spune Biblia. L-am cunoscut la Gheorghe, Dumbrava, pe fratele Silva, un om al lui Dumnezeu, un proroc, folosit de Dumnezeu și în lucrare de unger cu un de lemn,
dar mai ales să ne eliberăm de demon. Era o autoritate în zona Bucovinii. Deci când era un demonizat, o problemă să vină fratele Fiu. Și de cele mai multe ori era rezultate. Omul să trăia ca un sfânt, cu abstinență, nu vă povestesc viața lui. Dar odată pe când slujea la amfon, s-a ridicat un frate din adunare și l-a bajocorit public. Băi, Fiu, numai tu te crezi, mă, numai tu așa, numai... Și l-a învinuit pe nedrept. Și stau și vorbesc cu fratele Fiu, îl spune, măi, frate, dar așa de tare m-a supărat, m-am dus acasă, am plâns, m-a rugat la postul și am spus, Doamne, apă dacă mă lași cu o camă vrăjmașă, eu nu sunt slujitorul tău. Doamne, rezolvă situația asta, am plâns mult. Și la urmă Dumnezeu s-a implicat. Și îmi spune așa, Zidor, eu nu-mi cheam și du-te și spate picioarele. Îi spune, e ultimul răspuns care așteptam eu de la Domnul. Până la urmă așteptam Domnul să mă îmbolnăvească. Dar fiindcă eu vorbit Dumnezeu, spune, Dragoș, am luat lichianul, omul ăsta a murit, că am fost la mormântare la el. Și acolo nu-i s-a afumat, e o uliță mare cu căs de o parte și de alta. Și întreba frate, singur, de unde te duci? Mă duc până la fratele și scor picioare. Toată lumea știa că Sidor are dreptate și ăla nu are. Unii dă din cap, ei care comenta, îmi spune, am ajuns la poartă. El era la șur, se spune la noi, în Bucovina. Un afânar, unde... Și l-am strângat și el de acolo spune, ce mai vrei de la mine? Ce-ți mai trebuie? Și fratele Sidor spune, nu o trimiți Duhul Sfânt să scor picioare. O intra pe portiță cu Lilianul în mână și îmi spune, Dragoș, omul ăla de acolo de la șugă, până la coartă o fugit. M-o strâns în brață, m-o sărutam și spune, Sidor, n-am fost rău. Nu știu ce-o fost cu mine, măi, ieri, măi, nu știu ce-o fost, măi, cu mine, băi, iartă-mă. Tu dus în casă, o cânta, s-o ruga și-o spăla picioare. Și-o rămas prieten până chemat tot în o casă. O soluție care nici mie nu mi-ar place. Adică să te vorbească cineva de evreu și tu să fii super sfânt și să le întorci obrazul celălalt. Dacă suntem defăimați și vorbiți de rău pe nedrept, când suntem pe drept, îți ne bucurăm. Iar când suntem pe nedrept, trebuie să ne bucurăm. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și nu uitați, frații mei, că scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 6, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Eu cred că toate suferințele îndurate pentru Domnul, toate ocările, vorbirile de rău pe nedrept și de faimarea de care suferim noi, într-o zi vor fi răsplătite de Domnul. Și asta e un prilej de mângâiere pentru noi. Spuneam că de făima pe cineva înseamnă a compromite. A compromite. Și m-am dus cu gândul la Daniel în care nu se găsea niciun vicleșug, nicio răutate, nicio motivație să-l înlocuiești cu Daniel din funcția lui. Și a spus să înțeleg ce vreme și rivale lui. Nu-i găsim nimic decât în legea Dumnezeului lui. Și o dată o lege ca timp de nu știu din zile, 30 de zile, nimeni să nu se închine decât la legea Dumnezeu, decât la împăratul lor. Nu a vrut să-l compromite pe Daniel. Nu ăsta a fost scopul să-l facă de rușine pe Daniel. Și Daniel ajunge în groapa de lei. Eu întreb o răspătit Domnul. Că de la aruncarea în groapă până la decretul scris de împărat, toată împărățirea să se închine lui Dumnezeu, că nu-i Dumnezeu ca Dumnezeu în Daniel, nu-i răsplătire. Frații mei, am gustat și bucuria asta în anii vieții mele de slujire. Când frații care m-au defăimat, au mi-au spus, iartă-mă. Eu am fost păstor, am fost dat jos, am stat în balcon alte zile, am fost chemat în coi. Și când m-a chemat, am spus, frate, ce ai văzut în mine păcătos? Măi, m-am luat după mulțime, te rog frumos, iartă-mă. Știi că simți așa o împlinire în viața ta. Dar după ce se termină toate, eu am întrebat, dacă cumva am greșit prin vorbire, am nedreptățit pe cineva, vă rog să-mi spuneți. În toată încercarea asta, n-am dat niciodată un telefon la cineva și n-am întrebat pe nimeni niciodată, omule, de ce este vorba atât de bine pe niciodată. Eu am spus Dumnezeu dacă are nevoie de mine, mă apără și dacă nu mai are, să-mi spun și nu mai are nevoie. Să fiu
Și Dumnezeu nu mi-a rămas dator de atunci încoace, Dumnezeu m-a răsplătit și aici și cred că și în veșnicie voi fi răsplătit. Deci când cineva te vorbește de rău, te ocărăște, te bajocorește pe nedrept, bucură-te și în același timp crede că Dumnezeu te va răsplăti pentru purtarea ta frumoasă. Domnul să ne ajute, amin? Și mai am eu o recomandare, mai ignoră și tu. Eclesiastul 7, 21-22. Dacă se poate proiecta, nu? Eclesiastul 7, 21. Scrie acolo, nu asculta tot ce se spune despre tine. Că s-ar putea să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, da? Și în versetul 22 spune că numai tu știi în inima ta pe cât ai vorbit și pe alții de rău, nu? Fraților, cine sunt ca robul meu? Când l-a pus pe David împărat, pe Saul împărat, cineva m-a spus, ce-i ajută asta? Și l-a vorbit de rău și l-a defăimat, dar spune acolo, dar Saul s-a făcut că nu-i auzit. Mai nu i-a auzit nici voi pe toți. Nu i-a auzit nici voi pe toți. Știi ce situație penibilă ai când îl auzi pe unul vorbind de rău? Odată eu am povestit un caz, am un prieten mitică felul, un bun recitator. Foarte bun recitator. El încă mi-a povestit cum a început să recite. Era la Cătăbărești, o noapte de veche, super aglomerat, pe la geamuri, pe afară. Și a recitat unul, altul, doi, trei poezii, dar era Andrei ăla de care vă spun eu, un recitator de excepție. Și fratele, la un moment dat, spune fratele, Domnul se binecuvânteze pe care recită. Unii le citesc, alții le cântă, alții le recită. Îl avem în mijlocul nostru pe fratele Andrei. Și rugăm să recite o poezie și toți care vor să recite poezii, să învețe de la fratele. Și-a ieșit fratele la mor și-a recitat două strofe și-a uitat poezia. Și când a uitat poezia, el s-a înseninat și-a spus, l-a vrut pe Andrei, a ieșit Andrei. Și-a trecut în bancă așa de semnit, știi, nu că fratele, că s-a obosit, că nu știu ce. Asta e ăsta, Andrei. Și-a trecut în bancă. Mitică spune, măi, așa de mult mi-a plăcut de omul ăsta, bă, dacă aș fi și eu ca el. Și de atunci de ce? Dar odată s-a dus în zona Ploiești, în zona Prahovei, invitați un grup de frați de la Botoșani. Cu fratele Hârtie Bătrânul, cu fratele Faniu la Șoc Cântărețe, care a murit. Și eu i-a spune, băi, dar aduceți-o și pe Mitică fiertă. Îl aduce cu Nimesiu, m-am povestit eu asta, cu un Nimeseu 243, cu un loc în față și două banchete în spate. Mașina plină, ajunge în marginea orașului și fratele îi aștepta acolo, că nu știau să meargă. Se suie mașină întuneric, stă în brațe la cineva și îi spune, măi, dar Mitică fiul l-ați adus? Dar Fani spune, pe mândru ăla, ce scaute la noi? Dar te spune, dar e mândru, Mitică. Dar tu nu l-ai văzut. Și spune, băi, eu am văzut că e mândru. Am văzut după cum recit, am văzut, băi, și după ce părinte, mi-e din contiu. Când ajung la adunare, deschid ușa, coboară, unul coboară, ultimul coboară, Mitică. Și se spune, Mitică, tu erai în mașină? Asta dai să la mine în brață, băi. El spune, băi, nu știu ce lucrare faceți voi, dar Mitică îți promit, de azi înainte nu mai vorbesc pe nimic, tu ai venit pentru mine. Uite, înaintea Dumnezeu promit, nu mai vorbesc pe nimic de rău. Și Mitică îi spune, băi, eu cu treaba mea am făcut-o, am pocăit-o, mă, de-am vedeți voi și faceți. Știi ce penibil te simți când vorbești de rău? Eu am vorbit o dată de rău cu un frate slujitor de la adunare, dar cineva m-a ispitit. Nu l-am vorbit de rău tare. Nu l-am vorbit de rău tare, am spus niște adevărul despre el. Dar ăla care m-a ispitit pe mine și am spus, eu după ce mi-am dat seama că e prieten bun cu el, și m-am gândit, mă, ăsta s-a dus și m-a spus la ceară. Și eram în Bosanci, pe strada principală. Eu mergeam în volum și fratele acela venea în voce. Știți că am intrat în primul magazin, fără să am treabă și fără să am bani la mine. Așa mă simțeam de rău, că eu știam că el știe, că l-am vorbit de rău, nu putem să dăm ochii cu el. Dar acela care m-a ascultat a fost mai pocăit și nu a spus nimic. La un moment dat, în urmă, fratele ăsta era prezbit. Băi, frate, el m-a spus ceva de rău, de nu te-am vorbit, nu te-am ajuns.
Zic, nu știu nimic, acum te aud. Acum parcă îmi părea eu cum am mărturisit. Dar cel puțin m-am eliberat, am rămas prieten. L-am ordonat slujitorul să fie amândoi păstori și prieteni și dea Dumnezeu să ne înțelege până la moarte. Știi cât e rău când ești prins în opsai? Când ești prins pe picior, când ai vorbit din rău, ce n-aș te întâlnești cu ăla. Eu aș dori ca Domnul să ne ia pocăință. Amin. Acum când suntem vorbiți de rău pe nedrept, unu, să ne corectăm. Dacă e pe nedrept, dar eu spun să nu te împlinești să fii vorbiți, da? În al doilea rând, să ne bucurăm. În al treilea rând, să credem în răsplătirile Domnului. Și în al patrulea rând, mai încheie urechele. Nu vom mai auzi nici cu tot. Vom reuși oare? Deci primul gând a fost ca noi să nu defăimăm de cei care au slujbă, merită sau intenții bune. Al doilea gând a fost ce facem când suntem defăimați noi. Și al treilea, parcă m-aș lega ceva de relația cu defăimătorii. Scrie în Corinteni, capitolul cât? 6, cu versetul 9, nu? Spune așa, când am zis, da? 5 cu 9. Să n-aveți nicio legătură cu curvare, n-am înțeles pe curvare în lumea acesteia, ci pe aceia care, măcar când zic frate, sunt curvari sau crăpăreți sau defăimători. Cu astfel de oameni să n-aveți nicio legătură. Noi n-ar trebui să avem legătură cu defăimători. Nu. Și totuși avem. Dar de ce avem legătură cu defăimători? Ne împlinesc curiozitatea noastră când vin e câte unul, nu eu știu, un frate din America la care îi spune internet. Și dacă vrei să știi ceva, dă un telefon acela să spune tăt. De orice frate, din România, de orice adunare, de orice por. Și că dacă cu internet ai vorbit, eu nu te pot nu știa. Zic, cum cu internet? Păi, da, nu știi de. Și omul e foarte solicitat, vorbește în continuu la telefon și dă relație, parcă e relație cu publicul. Vrei să știi ceva? Vorbește cum de vorbător. Asta spune ce trebuie și ce nu trebuie. Și câteodată nu ne plac lucrurile astea. Și asta nu-i pocăință. Asta e o ispită mai mare pentru noi care deformează caracterul nostru. Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin? Și în al doilea rând, de ce mai avem legătură cu ei? Pentru că îi folosim în anumite ocazii. Eu știu frați care atât ar fi pocăiți că n-ar bajocori un frate. Dar îi dă câteva informații la altul care e de meserie. Și acum zbomul să-l împins. Și încă spunea ceva, băi, dacă vrei să îi spui, să audă ceva, spune la putare, dar la urmă îi spui, băi, nu mai spui la nimeni, rămân între noi. Asta e ca și cum singur trebuie spus că e un mare secret. Omul ăsta nu poate. Și atunci, pentru ce să ne folosim noi de defăimători? Noi nu ne pregătim. Eu știu un frate care are ceva împotriva conducătorului. Dar era un om în vârstă, nu își permitea să îl bajocorească. Și odată eram în adunare, eu. Și odată conducătorul a pus câte o cântare și frate să le vorbească din cuvânt. Ăla se ridică, spune, eu din dragoste dau loc la fratele cu tare. Dar unul care știe că e împotriva conducătorului, și te rog, vă jucuri pe pescuit, dă-ți fie. Dar el din dragoste, eu da, el nu își permitea, că era om bătrân, și știu eu, murdărea fața lui frumoasă. Și au spus, dacă îl pun pe ăsta la și l-au pus pe ăla și nu știa ce urmează. Și am spus, dar viclenia asta Dumnezeu nu știe. De ce avem legătură cu defăimătorii? Că îi folosim câteodată. Dumnezeu să ne ierte, amin. Închei predica. Dumneavoastră vă bucurați de pace. N-am auzit o vorbire de rău aici la voi. Deci n-am avut timp să o aud. Nici cu Acloie, că n-am vorbit să-mi spui ce la voi la mare. Și ce mi-a spus fratele Ardei de mașină au fost numai și numai vorbe bune. Dar eu știu că diavolul ispitește pe frați și mai ales pe surori. Deci, să nu fiți ispitite să defăimați slujba cuiva din adunare. Da? Meritele cuiva sau intenții nebune. Când voi sunteți vorbiți de rău, încercați să vă corectați, să vă bucurați, să credeți în răsplătirile Domnului și să ignorați pe cât puteți. Dumnezeu să ne ajute. Și n-aveți nicio legătură cu defăimătorii.
Parcă un pil de 11 cu 12 spune acolo, cel care defăimează este fără minte. Înainte, știu că pe vremea Ceaușescu spunea că la bolnavi psihici îi spunea drum de roșu pe buletin. Și când îi chema poliția, îi lua buletin, era cu drum de roșu, tot e omul în pace. Oamenii fără minte au o drum de roșu. Noi nu punem drum de roșu la frați și la sorori. Dar vreau să știi că ăla care defăimează, dincolo de faptul că face un pădat, este un om fără minte. Nouă Dumnezeu să ne dea minte și înțelepciune și Dumnezeu să vă păzească pe toți de păcatul defăimării. Amin.